Duminica a avut loc Sfânta Liturghie a parohiei Sfântul Andrei din Drobeta Turnu Severin. Credincioșii au avut parte de o bucurie duhovnicească prin participarea preasfințitului părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Părintele paroh Ștefan Ionuț Cosmin a mulțumit preasfințitului părinte Nicodim pentru bucuria aceasta de a sluji Sfânta Liturghie la parohia Sfântul Andrei din cartierul Aluniș. Preasfinția voastră, preacucenice părinte vicar, preacuvioase părinte stareț, preacucenici părinți împreună slujitorii și iubiți credincioși. Suntem datori înainte de toate să mulțumim prea milostivului și bunului Dumnezeu pentru această binecuvântare pe care în această sfântă și frumoasă zi, la început de post, o primim din partea preasfințitului părintele nostru Nicodim. Mulțumim preasfinției voastre pentru purtarea de grijă pe care o aveți față de biserica aceasta, față de toate bisericile și mănăstirile din întreaga noastră eparhie și vă purtăm în rugăciunile noastre și noi ca preoți și credincioși de fiecare dată la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Astăzi ne-am bucurat de prezența preasfinției voastre când începem o perioadă deosebit de frumoasă și de importantă pentru întreaga creștinătate, când fiecare dintre noi, iubiți credincioși, suntem chemați mai mult ca oricând să plecăm genunchiul inimilor noastre, fie aici în casa lui Dumnezeu, în biserica cea sfântă, în timpul Sfintei și Dumnezeiești Liturghii, fie în casele noastre rugându-L pe preamilostivul Dumnezeu, în primul și în primul rând să ne ierte greșelile pe care le săvârșim în această viață, să ne dăruiască sănătate și să ne împlinească toate cererile de folos. Vom păși într-o săptămână frumoasă, săptămâna duhovnicească, săptămână în care vom avea în fiecare seară rugăciune, slujbă și vom aminti și noi cuvintele acelea frumoase, miluiește-mă Dumnezeule, miluiește-mă, și fiecare dintre noi, din adâncul inimilor noastre, să rugăm pe preamilostivul Dumnezeu, fie aici în biserica aceasta, fie în catedrala din Drobeta Turnu Severin și în toate bisericile unde vor avea loc aceste sfinte slujbe, să fim prezenți și să fim apropiați de bunul Dumnezeu. De asemenea, le-a mulțumit credincioșilor pentru prezența în număr mare la slujba duminicală, dar și pentru ajutorul pe care îl dau de fiecare dată când li se solicită să contribuie la pictura acestui locaș sau la alte lucrări ce se săvârșesc în această sfântă biserică. Să-mi spuneți pentru ce v-ați rugat astăzi și cât de important este să fim în casa lui Dumnezeu în zi de sărbătoare? Foarte important, nu numai în zilele de sărbători, întotdeauna. Pentru sănătate, pentru iertare păcatelor, pentru ajutorul Dumnezeu, pentru tot ce este și mai ales ce e acum în lume. Să ne ajute bunul Dumnezeu pentru tot ce e. Ne rugăm pentru tot și pentru toată lumea. Și pentru ai vii și pentru ai morți și pentru toți. Ne dea Dumnezeu sănătate și Dumnezeu să fie cu noi cu toți. În cuvântul de învățătură de la finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Nicodim a pus la inimile credincioșilor câteva sfaturi la început de post, vorbind despre cum trebuie să fie creștinul care postește. Fiecare dintre noi, slujitori ai Sfântului Altar și binecredincioși creștini, ne pregătim prin meditație să întâmpinăm prin post învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Adam și Eva au fost izgoniți din rai fiindcă au încălcat porunca dată de Dumnezeu. N-au ascultat, n-au ținut post. La fel și noi, dacă nu ne vom pregăti duhovnicește prin post, respectând și celelalte învățături pe care Domnul nostru Iisus Hristos ni le-a dat și le-am auzit în Sfânta Evanghelie, citită astăzi la momentul potrivit al Sfintei Liturghii. Postul îndepărtează de la noi lucrarea vrăjmașului. Postul unit cu rugăciunea
unit cu rugăciunea Sfântului Efrem Siru, ne ajută pe fiecare să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Depinde de fiecare dintre noi cât ne străduim. Domnul Iisus Hristos ne învață să nu ne arătăm oamenilor că postim. Aceasta nu înseamnă că în anumite momente, fiind cu în prezența altor persoane la masă, să mâncăm de dulce. A ține post înseamnă împlinirea poruncii dată de Dumnezeu. Fără post nu putem să mergem spre împărăția lui Dumnezeu. La post să adăugăm și smerenia. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Mergem cu nădejde, fiecare în pelerinaj spre împărăția lui Dumnezeu. Parohia Sfântul Andrei din Drobeta Turnu Severin se află în partea de vest a orașului și s-a înființat datorită extinderii orașului în această parte prin construcția unui nou cartier de locuințe ANL. Parohia este păstorită de părintele inspector bisericesc Ștefan Ionuț Cosmin.